v-am găsit, dragii mei! Astăzi vă invit la bomboane din biscuiți cu vișine. Avem nevoie de 1 kg de biscuiți, eu am folosit petit beurre, 100 de grame de zahăr, 300 de grame de nucă măcinată, 3 linguri de gem, câteva vișine, puțină nucă de cocos, un pahar de lapte și 3 linguri de cacao. Vom începe cu biscuiții și anume îi vom mărunți în robotul de bucătărie. Apoi îi amestecăm cu zahărul, cu nuca măcinată, cu gemul și cu laptele și frământăm, amestecăm bine cu mâna. Din compoziția obținută vom face gomboațe în mijlocul cărora punem vișine, iar la final le tăvălim prin nucă de cocos. Sper că v-a plăcut rețeta mea și sper să o încercați și voi. Nu uitați să vă abonați în continuare la canalul meu de YouTube pentru cele mai noi rețete. V-am pupat!